România tuturor posibilităților. Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deși avea doar 8 clase, a scăpat de arestul preventiv. Magistrații judecătoriei sectorului 1 au decis ca falsul chirurg să fie plasat sub control judiciar. Hotărârea nu a fost contestată de procurori și astfel Matteo Politi a fost pus în libertate. Pe durata controlului judiciar, acesta nu are voie să plece din București și Ilfov decât cu încuviințare prealabilă. Nu are voie să desfășoare profesia de chirurg plastician-estetician și trebuie să comunice periodic informații relevante despre mijloacele de existență. Falsul chirurg italian se afla în arest preventiv din 7 februarie. Matteo Politi e acuzat de înșelăciune și de exercitarea fără drept a profesiei.